A început încă de ieri o nouă campanie de acțiuni gratuite oferite de Training 212, dar lumea era foarte preocupată de a cumpăra sau de a vedea ce se întâmplă cu hidroelectrica. Salut, eu sunt Dragoș, sunt antreprenor, sunt investitor și bine ai venit pe canalul Fabrica de Bani. Așa cum vă spuneam, încă de ieri, Training 212 a făcut în așa fel încât să aibă o nouă campanie de acțiuni gratuite. M-am uitat pe termenii și condițiile, m-am uitat pe tot ce oferă ei. Sunt aceeași gen de campanie cu care v-ați obișnuit. Este o campanie în care puteți obține încă 5 acțiuni gratuite dacă aveți cont sau dacă nu aveți cont și e prima oară când faceți cont, puteți face cont și veți primi o acțiune gratuită de până la 100 de euro folosind codul Fabrica sau linkul din descriere, de jos de aici din descriere, da? Așa, deja știți campania, cred că ați tot pământul aici pe YouTube. Ceea ce am observat ieri separat de treaba asta a fost că am văzut deja pe anumite conturi de Facebook oameni care promovau că vei câștiga o acțiune gratuită de 100 de euro, da? Ceea ce era fals, nu vei câștiga o acțiune de 100 de euro, vei câștiga o acțiune gratuită de până la 100 de euro, asta înseamnă că poți să primești una de 6 euro, de 10 euro, de 12 euro, cam așa am văzut eu, 10-12 euro în general, dar și de 80-90 de euro, da? Asta este adevărul, nu are rost să vă mint, este în funcție de norocul fiecăruia, sunt alocate aleator. V-am zis, am văzut cazuri și de 6 euro, multe, am văzut și de 70-80, mai puține, mai rar, într-adevăr. Așa, deci niciun caz nu vă luați după cei care promovează această campanie ca fiind o campanie de 100 de euro. Ce trebuie să faci pentru această campanie? E simplu, în primul rând trebuie să faci tu cont, să-ți verifici documentele și apoi să depui 10 euro sau 50 de lei, depinde de ce monedă alegi. Îți recomand să alegi euro, eu așa îți recomand, din ce am văzut eu în experiența mea, e mai bine să fie euro decât lei. Deci așa sunt cei 3 pași pentru a primi o acțiune gratuită, după care vei avea și tu un cont de afiliere, un cont de referal, o să vă arăt imediat unde îl găsiți și cum funcționează, astfel încât să primești și tu încă 5 acțiuni gratuite, la fel, între 6, să zicem, nu între 0, că nu am văzut niciodată cu 2 sau 3, între 6 și 100 de euro de la 5 prieteni pe care îi recomand și să-mi scriu în platformă și fac același lucru care le-ai făcut și tu. Ok. Campania, am văzut deja mesajul aici pe campanie, deja când am dat astăzi pe portofoliu, primisem și ieri e-mail de la ei că a început o nouă campanie, iarăși m-am uitat la termenii și condițiile, nu s-a schimbat nimic, asta am vrut să văd, e România pe hartă undeva aici, la termenii și condiții este România, uite-o cu alea. Așa, deci este campania pentru România, pentru că la un moment dat a fost una fără România, nu știu dacă au uitat ei sau ce s-a întâmplat atunci, dar este România, vedeți pe ecran. De asemenea, vă undeva mai jos aici, scrie că, vedeți, această campanie este restricționată la 5 referals per referer, da? Adică doar 5 prieteni, după care nu vei mai aduce altfel. Unde găsești codul de afiliere după ce faci chestia asta? Te duci frumos aici la profil, da? Get Free Shares, ai primul buton de aici, Get Free Shares, o ai și în aplicație pe telefonul mobil, este același lucru, și aici ai invite link-ul, 28 de zile ține campania asta, reward 0 din 5, da? Și așa mai departe. Ok, bun, asta vreau să vă zic, este o campanie care o deja o știți, ce pot să vă mai zic este că, dincolo de toată treaba asta, voi ați văzut la mine că anul trecut am început cu 5 acțiuni gratuite, am vrut să le arăt oamenilor că se pot face bani și fără să investești nimic, după care am zis că n-am ce face cu aia 5 și am început o nouă campanie și zic, hai că mai fac încă 5 așa și tot așa. Și am ajuns în final să am un parteneriat cu cei de la Training 212, vedeți că am și un tricou cu Training 212 pe mine, un parteneriat în care ne respectăm reciproc, în care ne ajutăm reciproc, ne promovăm, bineînțeles, și eu sunt foarte, foarte mulțumit de modul în care lucrează, modul în care merge platforma, ați văzut că așa, iarăși o chestie care trebuie să vă arăt, s-au mai strâns din dividende niște bani, apropo de contul meu, 1.59, și probabil se vor duce către SL Green Reality, dar diseară ca seara n-am mai apucat, dar am deja un plan și ce am de gând să fac cu treaba asta. Bursa, în momentul de față, vedeți că eu am undeva la 1900 de euro pe Training 212, mai am și pe Trade la fel acțiuni, piața din Uniunesc de 1300 de euro și de 26.000 de lei pe Bursa de Valori București. La fel, aveți episoade separate în care discut despre toate treburile astea, nu e nimic ascuns. Ați văzut că eu, practic, dacă vă uitați la primele mele episoade pe YouTube pe acest canal, veți vedea cum am început să reconvestesc cu 10 lei, cum am început să reinvestesc primii 100 de lei pe Revolut,
pentru că n-aveam 3.000 de lei pragul pentru 3 vile, prag care nu mai există în prezent, și tot așa, pas cu pas, cu acțiuni gratuite, cu investiții, cu destul de mult efort, nu pot să zic că a fost așa dintr-o secundă, așa am ajuns la un portofoliu, se vede și pe graficul ăsta, de aproximativ 1.600 de euro, da? Ok. Se vede și istoricul meu pe BVB aici în stânga, adică iarăși nu este nimic ascuns. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în comentarii, dar eu vă sfătuiesc să participați la această campanie, pentru că este o oportunitate bună pentru voi, pentru a mai câștiga niște bănuți. Acum depinde de fiecare, de capacitatea lui de vânzare, de așa. O să vă dau și niște hinturi, v-am mai dat și în trecut niște hinturi, aveți și episoade mai vechi care v-am spus ce trebuie să faceți și ce nu să faceți prost, adică nu spamați oamenii aiurea, nu vă stresați prietenii, nu e ca la MLM, hai că nu știu ce, să te conving, hai să nu știu cum. Am prieteni care, deși vă uită pe YouTube-ul meu și văd că fac treaba asta cu 3-2-1-2 de atâtea ani de zile, ei încă nu s-au băgat nici pe BVB, nici pe 3-2-1-2 și nici nu o să se bage probabil. Nu e nicio problemă, putem bea o bere împreună, dar nici nu ai rost să-i toți stresezi, să-i întrebi la telefon, să-i suni, să nu știu ce. Hai mă, te bagi și tu, hai te bagi și tu, da? Câștigul meu pentru chestia asta e prea mic ca să merită să-mi stresez prietenii pentru treaba asta. E bine să căutați oamenii care sunt interesați, oamenii care știți că se bagă fără să pierdeți voi foarte mult timp să-i convingeți, da? Și din nou, v-am zis, vă atrag atenția, fără mesaje false, explicați despre ce e vorba, pentru că așa vom câștiga toți, da? În momentul în care el se bagă pe bursă că i-ai spus tu că o să câștigi 100 de euro și el o să câștige 6 euro și o să fie foarte dezamăgit, o să zică că e o țeapă, că își bagă picioarele, nu mai zic că poate să te raportezi sau ceva, că până la urmă eu zic că el e acolo, tu l-ai păcălit, știi? Dar omul o să-și bagi picioarele în ea de bursă, o să creadă că e o țeapă și toți avem de pierdut din treaba asta, da? Că, deci te uiți la niște câștigi acum, niște mărunțiși ca să câștigi acum, pe termen lung toată lumea va pierde. Asta este adevărul și atunci mare atenție la mesajele astea, mai bine să încercați să explicați omului despre ce e vorba, să încercați ce înseamnă bursa, să încercați să explicați ce înseamnă un dividend, ce înseamnă o acțiune, ce înseamnă o fracțiune în acțiune și așa mai departe, adică omul să înțeleagă despre ce e vorba și din nou, bursa, așa am tot spus-o pe canalul ăsta, bursa nu e pentru toată lumea. Sunt oameni care nu sunt confortabili cu bursa, sunt oameni care sunt mai confortabili cu investiții imobiliare, cu investiții în terenuri, cu investiții în păduri, nu știu, în așa, în aur. Am aici pe canal care mă numește un prieten care investește doar în aur, pentru că ele pasionat de chestia asta, să aibă aur, da, monezi de aur și le puteți strânge acolo, nu știu ce face cu ele. Așa, nu sunt mare fan aur eu, dar este alegerea lui, este investiția lui, foarte bine. Peste 10 ani de zile, poate 15 ani de zile, s-ar putea să fie fost cea mai bună alegere pe care a făcut-o în viața lui. Deci nu este nimic greu în asta. E, așa și cu acțiunea asta pe 3212, ați văzut portofoliul meu, știți că l-arăt mereu, ați văzut că am 51 de companii în față, am explicat chiar acum câteva zile de ce am 51 și nu mai am 50, o să mai vreau să vă diversific, dar vreau să și le cresc, bineînțeles, pe toate aceste acțiuni pe care le am. Și le-ați văzut mereu pe ecran, nu s-au schimbat nimica, continui să acumulez, se vede cel mai bine aici când le dau pe market value, care sunt cele mai importante pentru mine, sunt cele mai importante sunt rate-uri în principiu, e și Microsoft aici destul de sus, o alegere pe care am făcut-o foarte, foarte bine, vedem că unde sunt pe pierdere, alte pe câștig, pentru că așa se întâmplă cu bursa, fluctuează piața, da? Pentru mine nu e important dacă sunt pe minus, sunt pe plus, sunt în jos sau sunt în sus, important e că lună de lună mi-aduc dividende. Și ați văzut că v-am tot avut episoade și la fel de bine dacă ne uităm aici, undeva, uite promotion-ul, uite un dividend, nu stai că n-am pus pe ecran, un dividend de la FK de 1,11 dolari, da, vedeți pe ecran clar. Un alt dividend tot, nu știu când a fost, pe 27 a fost asta, da? Noi fiind în 29 astăzi, alt dividend de 0,27, deci pe 27, adică cu 2 zile am primit 2 dividende, unul de 1,11 și unul de 0,27. Dacă ne uităm mai jos, iarăși 0,86, 0,21, 0,13 și tot așa vedem, aceea sunt ordere, aceea iarăși, uite, dividende 0,36, 0,32, 0, asta se întâmplă, da, adică e păcat să nu faceți chestia asta, bineînțeles că și dividendele astea vin în raport cu suma investită. Dar oricum este o alegere poate mult mai bună decât să ții banii la bancă. Iarăși, apropo de sfaturile astea de investiții, chiar dacă se pare că uite ce fac eu, ce drag eu așa, nu te lua niciodată după un YouTuber, nu te lua nici măcar după mine, adică nu, dacă zic eu o chestie, nu înseamnă că eu știu adevărul sau eu zic bine sau nu știu ce, judecă în propria ta minte, asta e primul sfat pe care ți-l dau. A doua chestie foarte importantă, indiferent cât de mulți bani ai, nu băga milioane pe bursă din prima pentru neștiind ce se întâmplă și ce așa. Alocă timp, bagă 10 euro pe lună, bagă 50 de euro pe lună, da? Un an, doi, vezi ce se întâmplă, înțelegi lucruri, înveți lucruri,
nu poți învăța, nu știu, să conduci. Ați văzut că să înveți să conduci o mașină, ai nevoie de 40 de ore de condus cu instructorul, da? Oricum, după ce ai făcut alea 40 de ore, nu știi să conduci. Dar ai nevoie de 40 de ore. Așa și aici pe bursă, ai nevoie de niște zile, niște luni. Și pentru, pe bursă nu e doar de a învăța un skill care poți să-l înveți, adică până la urmă 40 de ore poți să faci, nu știu, în o săptămână, 8 ore pe zi de condus, să zicem, da? E, aici nu e chiar așa, trebuie să vezi cum funcționează bursa, să vezi ce se întâmplă, să prindi o perioadă mai mare cu scădere, o perioadă mai mare cu creștere și să înțelegi niște lucruri care, nu știu, să te facă să nu reacționezi aiurea în momentul în care vezi că scade bursa, să vinzi impulsiv sau când crește să cumperi impulsiv și așa mai departe. Bun, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uita, dacă n-ai făcut-o încă, să dai subscribe la canal, ai undeva jos butonul de subscribe, aici un clopoțel mic pe care că bifa pe fi notificat de câte ori postez un clip nou. Sper eu că ți se par interesante clipurile de aici și să dai și un like la acest episod și bineînțeles în colțurile ecranului vei avea episoade mai vechi care sper să-ți placă și alea. Îți mulțumesc că toate că m-ai urmărit și ne reauzim în curând cu un nou clip.